Weekendul ce urmează va fi unul plin pentru polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, pentru asigurarea unui clima de liniște, dar și pentru preîntâmpinarea producerii oricăror evenimente negative. Oamenii legii vor fi în stradă într-un număr mai mare decât de obicei. Astfel, polițiștii vor acționa cu efective mărite și mijloace tehnice, atât pe raza localităților urbane, cât și cele rurale din județul Giurgiu. În acest weekend, activitățile polițiștilor se suprapun și cu sărbătoarea Sfintei Marii. Ca atare, a fost suplimentat numărul de polițiști care vor acționa. În medie vom avea peste 130 de polițiști cu 50 de mijloace auto, care vor acționa atât în ceea ce privește reducerea riscului rutier, cât și pe linie de menținerea ordinii și liniștii publice, pentru combaterea infracțiunilor economice sau altor tipuri de infracțiuni și contravenții. Polițiștii rutieri vor fi și ei la datorie. Aceștia vor întreprinde în aceste zile o serie de măsuri specifice menite să contribuie la desfășurarea în siguranță a traficului rutier în zonele de risc și în perioadele în care se înregistrează valori ridicate de trafic, acționând în același timp pentru limitarea ambuteiajelor, excesul de viteză și pentru depistarea persoanelor care conduc sub influența băuturilor alcoolice. Aparatele radar vor fi folosite la capacitate maximă atât pe raza municipiului Giurgiu și a orașelor Bolintin, Valei și Mihăilești, cât și pe drumul național 5 Giurgiu-București și drumul național 6 București-Alexandria. Un accent deosebit se va pune și pe fluidizarea traficului la ieșirea din țară în zona punctului de trecere a frontierei Giurgiu, dar și pe drumul național 5 pentru evitarea blocajelor, având în vedere perioada estivală și lucrările la podul Prieteniei.